Record mondial pentru cea mai mare căpșună din lume are aproape 300 de grame. O căpșună uriașă crescută în Israel a stabilit un nou record mondial, a anunțat organizația. Fermierul din Israel a intrat în Cartea recordurilor cu un exemplar de 24 de ori mai mare decât media. Fructul a fost descoperit pe o plantație din centrul Israelului, administrată de familia Ariel. Căpșuna care a intrat în cartea recordurilor are o lungime de 18 cm, o grosime de 4 cm și o circunferință de 34 de cm. Fructul cântărește 290 de grame. Căpșuna uriașă este din soiul Ilan, dezvoltat de Organizația de Cercetători Agricoli din Israel. Acest soi este cunoscut pentru că produce fructe foarte mari. Căpșuna a crescut încet pe parcursul a 45 de zile de la apariția florilor, ceea ce i-a permis să atingă dimensiuni mari la momentul culesului. Vremea geroasă a făcut ca ferma de fructe a lui Ariel să producă o recoltă cu 4 mega căpșuni, dar aceasta a fost cea mai mare dintre ele. Mutațiile pot apărea dintr-o varietate de motive, de exemplu atunci când înghețul afectează florile plantei de căpșuni. În acest caz, mai multe fructe au crescut și s-au topit împreună pentru a forma o singură Căpșună. Recordul anterior a fost de 250 de grame, cultivat în Japonia în 2015. Ea a avut o înălțime aproximativă de 8 cm, o lungime de 12 cm și o circunferință de 25 până la 30 cm. Vechiul record a stat în cartea recordurilor timp de 32 de ani. Căpșuna a cântărit 231 de grame și a fost cultivată de Andersen din Kent, Marea Britanie, în 1983. Relatează foodstory.ro